ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată, momentul primei iubiri se transformă în amintiri. La 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 la. Bună ziua, dragii noștri! Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți Timpul! Yeah! Mulțumesc balerinilor de la Unodance pentru momentul coreografic semnat de către Silviu Popa! Aplauze! Protagonistul ediției de astăzi, ediție care va fi cu siguranță una de colecție a emisiunii Opriți Timpul, este un muzician excepțional, om de televiziune, filantrop, ecologist, susținător al diverselor campanii umanitare. Lista lucrurilor faine pe care le pot spune despre el este lungă și sunt convinsă că ediția de astăzi va fi o încântare și la propriu și la figurat. Vorbele nu-și mai au rost, așa că las muzica să vorbească în locul meu. Virgil Ianțu! Du-mă fericire în sus și zvește întâmpla de stele până când lumea mea prelungă și în nesfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând. Mult mai înalt și mult mai curând. Ce bine că ești, ce mirare că sunt două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. Două culori ce nu s-au văzut niciodată, una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă. În frigura ta ne-a țemuit al luptă, ca minunii că ești, a întâmplării că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, ce bine că ești, ce mirare că sunt. Ce mirare că sunt două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. Două culori ce nu s-au văzut niciodată, una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă. În frigura ta ne-a semuit al lupt. Ce mirare că sunt, ce bine că ești, ce mirare că sunt, ce mirare că sunt,
ce bine că ești. Întâi l-am pupat pe Virgil Ianțu pentru minunăția de emisiune pe care ne-o va da, pe care noi o știm încă de la repetiție. Bună ziua, Virgil! Sărut, mâna. Mulțumesc, bine ai venit! Cu drag! Vreau să salut încă de la început Bucharest Jazz Orchestra și pe domnul Burneci, Sebastian Burneci. Bună ziua, da, bine ați venit! Da, sunt prietenii mei cu care... Bună ziua! Pot să vă pup? Când? Și, îmi doresc asta de când eram mic. Ce bine îmi pare. Vă mulțumesc frumos că ați venit astăzi. Pentru mine, ca iubitor de jazz, este o încântare ce am auzit. V-aș ruga să ne prezentați membrii orchestrei. Mulțumim și noi pentru invitație. De la dreapta la stânga. De la dreapta la stânga. Îl avem pe Paolo Profeti la saxofon alto, colegul nostru din Milano. Florian Radu. El este și compozitorul câtorva piese din repertoriul nostru, am să vă spun despre asta mai multe mai târziu. Îl avem la pian pe Johnny Bica. Shebi Yo la bas. Domnul Octavian Scurtu acolo la baterie în spate. Domnul Cristi Lăbuș la trombon bas. Adico Jocaru, tot la trombon. Și colegul meu Silviu Groaza la trompet. Și șeful lor este domnul Sebastian Burneci. Bine ați venit, domnilor! Bucharest Jazz Orchestra. Va fi o emisiune live, o emisiune splendidă, cu prieteni și colaboratori impresionanți ai lui Virgil Ianțu și a domnului Burneci. Pregătiți-vă de o ediție de colecție. Atunci când repet o propoziție, înseamnă că așa este. Eu vă propun să luăm loc, poftiți vă rog. Scaunul roșu e al meu, scasă numai de ochi. Poftiți vă rog. Mai întâi... Știu că sună ciudat. Ți-am adus albumul nostru, albumul Ieri și Azi. Sună ciudat dacă nu mi-l aduceai. Nu, sună ciudat altceva. Da. I-am oferit un autograf Corinei Chiriachieu. Asta sună ciudat. Deci n-am crezut că o să se întâmple. Toată colecția mea de CD-uri sunt cu autograf de la toți colegii care vin de 8 ani aproape în acest studio. Da, la fel cum spunea Sebastian, mă gândeam că va veni ziua în care o să... Stau alături de tine și o să-ți ofer un album. Sunt încântată că a venit această zi și îți mulțumesc. Da, da. Este un dublu CD, doamnelor și domnilor. Grafica este superbă. Muzica la fel. Nici nu știu ce să laud mai întâi. Îl laud pe Virgil Ianțu încă o dată. Eu zic că e cel mai bine. Da, da. Dacă îmi dați voie, domnilor, vreau să-mi anunț telespectatorii că la finalul acestei luni veți putea câștiga noul premiu oferit cu aceeași amabilitate de către sponsorul nostru de la Reghin, firma Mobila Dalin. Desigur, mai multe modele puteți găsi pe www.mobiladalin.ro. Nici nu știu cu cine să încep. Cu Virgil am să încep, bineînțeles. Și pentru că Virgil a fost amabil și ne-a pus la dispoziție niște fotografii de familie, din când în când împreună vom vedea. Uitați-vă aici. Nu, deci eu nu știam de fotografiile astea. Nu știu cine mi-a făcut figura. Doamna care îți face PR-ul. Da, Ana Maria. Să-i mulțumesc după emisiune. Vai, dar ești absolut adorabil. Acum sau atunci? Both. ambele. Da. Cât aveai aici? Un anișor? Nu știu, habar n-am. Jucăria o țin minte. Era la atelierul. Un trenuleț. Țin minte acolo. Multe lucruri de când eram foarte, foarte mic. Superb. Da, și chiar și niște pijamale le țin minte. Chiar da, nu de acum un an, de atunci. Între timp o să mai vedem și alte fotografii. Vreau să amintesc telespectatorilor, dacă e nevoie, că înainte de a deveni cunoscut ca om de televiziune, Virgil Ianțu s-a remarcat în muzică.
Și eu am studiat vioara, doar că eu am început la 7 ani, el a început la 5 ani, bărbați întotdeauna gentleman's first, iar un an mai târziu a intrat la școala de muzică din Timișoara. În 1990 a intrat la Academia de Muzică din București, la Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, pe care a absolvit-o 5 ani mai târziu. Între anii 1990-1999, Virgil Ianțu a fost membru al corului de cameră Madrigal, iar din anul 1996 s-a alăturat grupului vocal The 50s, alături de care a câștigat la Mamaia în 1998 premiul 3 la secțiunea creație cu piesa lui Petru Mărgineanu, Fiecare zi. Mă opresc o secundă pentru că în timp ce începeam acest CV extraordinar, Virgil a zis, aoleu, când a văzut o fotografie, că pe care eu o găsesc cu totul adorabil. Da, sunt superb. Da, trainingul ăla e ceva fin. Dar nu contează, erai un copil drăguț. Probabil te pregăteai să joci fotbal sau ceva. Ceva de genul. Apropo, da. Tu ai jucat fotbal? Mi-a plăcut să joc în orele de matematică fotbal. Numai atunci aveam timp. În rest, făcând vioară de mic, na, era cam greu să găsești timp pentru așa ceva. Și cum spuneai, am început de la 5 ani jumate de la preșcolar, teorie muzicală și vioară. Îți dai seama cam ce înțelegeam eu. Dar uite că mi-a prins bine și am intrat la liceu de muzică din clasa 1, facultate, apoi în București, din armată direct. Primul an am dat la vioară la Cluj, imediat după ce am terminat, erau 3 locuri, în 89. Am făcut armata întreagă, prins Revoluția în armată, o experiență interesantă, după care am venit în București. Și cam asta e povestea, cu venit în București, aici am rămas. Ai mei chiar se așteptau să rămână în București, pentru că aici se leagă mai multe lucruri, aici e o deschidere mai mare. Deși Timișoara este un port splendid spre vest. Timișoara e un oraș în care se organizează multe evenimente culturale, frumoase, dar e destul de izolat față de București. Este. Sunt evenimente mai speciale acolo. Ne întoarcem la CV-ul tău impresionant, doamnelor și domnilor. Virgil Ianțu a moderat de-a lungul anilor emisiuni de mare succes de televiziune, cum ar fi Vrei să fii milionar, Big Brother, Star Factory, Copiii spun lucruri trăznite, care era una din emisiunile mele preferate și nu numai a mea, Te crezi mai deștept. Cum te-ai simțit ca om de televiziune? Ți-a plăcut munca? Munca mi-a plăcut dintotdeauna. Munca de televiziune. Da, înțeles. Mi-a plăcut atunci când am făcut ceva care îmi place foarte tare. Eu nu mi-am dorit să fac televiziune, a fost o întâmplare, am fost tras de mânecă și nu e singura dată când mi se întâmplă așa. Și până la urmă am ajuns bine, n-am dormit multe nopți până să intru efectiv în platou și să încep emisiunea. Responsabilitatea era foarte mare, fiind vorba de un concurs care se câștigau bani foarte mulți și era vorba de soarta unor oameni care aveau o șansă fantastică. Dar am început să învăț, mi-a plăcut foarte mult să descoper ce înseamnă televiziunea curată și adevărată. Am avut foarte mare noroc să prezint formate cu licență, formate internaționale deja așezate verificate și verificate public, exact, da. Și de notorietate, adică oriunde în lume, dacă mă duc și mă întreabă lumea ce am făcut în televiziune, inclusiv Vameș în America am pățit chestia asta și dar ce TV, că ce faci în TV? Și dacă spuneam Who Wants to Be a Millionaire, nu cred, o să te dau pe Google, că nu cred. Da, da, da. Adică am avut bafta asta și am prezentat formate diferite. Asta m-a ajutat foarte tare. Știi că riști să intri și să fie, deși ștampila mi este pusă pe cele două formate, Vrei să fii milionar și Copiii spun lucruri trăsnite, dar pe mine m-a ajutat în formare. Big Brother nu mi-a plăcut neapărat. Dar mi-a plăcut live-ul. Făceam 4 ore de live și era fantastic, un neprevăzut. Întotdeauna se întâmplau lucruri de care nu știam în direct. E foarte greu. Mi-a mâncat mult din suflet perioada aia, dar am învățat foarte multe lucruri din acel live. Și e experiență, sigur că da. Da. Televiziunea e o poveste foarte frumoasă. Îmi doresc foarte tare să
să reiau activitatea asta și să reintru în momentul în care peisajul ăsta permite. Va fi mai prietenos. Dar cred că se pot face lucruri. Da. Eu, sincer, la momentul actual aș face un late night show. Nu există așa ceva la ora actuală, un late night show curat, încercat, cu oamenii importanți. S-au încercat, încercări timide, da. Ce a făcut Călinescu a fost foarte fain până la un moment dat. Și doar Octavian Dumitru a încercat. Da, el e mai pe, da, știu, el e mai pe comedie, alt gen de umor decât cel pe care îl am eu în mine, așa. Da, da. Și mi-ar plăcea foarte mult să aduc invitați cu totul deosebiți, care fac lucruri importante. Ironie, umor, muzică, eleganță, respect față de meseria asta și față de oamenii care vin acolo. Doamne ajută! Mi-aș dori tare să fac treaba asta. Eu îți doresc, în primul rând, să fii sănătos și să ți se împlinească visele. Deocamdată interesant este că Virgil vorbește de o nouă colaborare viitoare cu televiziunile, în timp ce, după 14 ani de televiziune, s-a întors la muzică și are acest proiect extraordinar care se numește Dublul CD Ieri și Astăzi, în colaborare cu Bucharest Jazz Orchestra și cu domnul Sebastian Burneci, căruia de-abia acum îi spun încă o dată bine ați venit la emisiunea Opriți Timpul. Eu știu că orchestra s-a înființat în 2012, dar aș vrea să știu de la dumneavoastră mai multe și mai ales dacă apelați și la alte genuri în afară de jazz. Aș vrea să știu mai multe despre această orchestră, pentru bucuria iubitorilor de muzică din fața micilor ecrane, care de fapt acum sunt niște mari plasme. Ok. În primul rând aș vrea să spun ceva despre acest disc. Este foarte important pentru mine să fie foarte clar acest lucru. Proiectul acum funcționează cu Virgil, solist al orchestrei noastre, dar muzica înregistrată pe CD este cu orchestra noastră, care a avut o altă secție ritmică și întreg proiectul a fost condus de domnul George Natsis. Da, George a făcut o treabă fantastică la orchestrație. Îl salut pe această cale, deci am lucrat minunat, și eu cu el. Da. Minunat, minunat. Muzician de excepție, profesor la Academia de Muzică din București. Iar te pupam, Georgica. Aranjamentele, așa cum sunt pe disc, sunt scrise de George. După care eu am făcut o adaptare pentru o formulă mai mică, care este ceea ce avem acum și felul cum mergem la concerte. Plus că în concerte avem mult mai multe piese. Pe album sunt 10 piese și noi avem un program de o oră 40. Deci avem vreo 18-19 piese de concert. Tot românești. Este un program românesc în totalitate, reorchestrat, reîmprospătat, rearanjat și nu ne oprim aici. O să avem idei și lucrăm la asta. Timp și sănătate. Dacă tot am deschis cu piesa Ce bine că ești, vreau să-l salutăm pe autorul acestei piese, colegul nostru, domnul Nicu Alifantis. Da, vreau să-i mulțumesc și eu. Dacă e adevărat, sunteți rude? Ce eu fel de... cu Nicu am avut ocazia să lucrez prin 97-98, el scriind muzică de teatru, i-am făcut aranjamente vocale pentru piesele scrise de el și așa ne-am cunoscut, ne-am apropiat profesional, după care ne-am plăcut așa de tare că a devenit nașul fetiței mele și da, sunt foarte fericit de... E una dintre întâlnirile importante din viața mea, cum am avut-o și... O mare bucurie să fiu aproape de Moțu Pitiș, de Alexandru Tocilescu. Sunt oameni importanți care, odată ce intră în viața ta, orice s-ar întâmpla, nu-ți mai ies și după care îți cumva conduci viața. Am căpătat niște principii de la acești oameni fantastici, după care mă conduc. I-am cunoscut pe acești tineri frumoși, mai ales ea, și mă bucur să fim împreună. Chiar am colaborat recent, da. Am cântat o piesă împreună. Nu o să fac mișto de tine. Reciflau en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Colaborăm și la fotbal, de obicei se enervează Virgil foarte mult. Mai cânt și muzica latinoamericană pe care o ador și folclorul argentin care mă reprezintă. Care e absolut super. Care mă reprezintă. Și dar... în particular Romy Capuceanu.
care sunt idolii voștri sau ai tăi din jazzul american, pentru că acolo a pornit jazzul. Sau, nu știu, primul ce? Eram eu, idol de Avem foarte multe de vorbit astăzi și vă asigur, doamnelor și domnilor, că va fi o ediție excepțională. Iată, unul din motivele calității acestei emisiuni nu sunt doar prezențele invitaților mei din dreapta și din stânga, ci valoarea invitaților și prietenilor lui Virgil Ianțu. Primii dintre ei sunt niște muzicieni extrem de talentați. S-au cunoscut cu Virgil Ianțu prin intermediul finului lor. Eu nu știu cine e finul, dar cu timpul au devenit foarte apropiați ca prieteni. Doamnelor și domnilor, este vorba de Analia Selis și de soțul ei, Răzvan Suma! Bienvenida, querida! Bine ai venit, Răzvan, îmi face mare plăcere. Poftiți, vă rog, poftiți. Da, bine ați venit, sărut mâna, bună ziua. Sărut mâna, drăguță. Bună, Sebastian. Bună ziua. Luați loc. Vă rog să luați loc. Bine ați venit, doamnelor și domnilor care sunteți în platou. Mă bucur mult să te revăd, Analia. Și eu mă bucur să vă văd pe toți. Am o slăbiciune pentru argentinieni și pentru Argentina. Da, iar tu, știu. Pentru că ești și frumoasă și talentată. Mulțumesc. Mă bucur de 4 ori. O știu, o știu. Cine este finul cui? Finul cui? Finul cui nu e aici. Finul este legatura între noi doi. Între da, noi este trei, vorba de despre fapt. Bogdan Tudor. Da. Pe care mi-aș dori să l-ai în emisiune pentru că are un grup vocal numit Blue Noise. Da. L-am avut în emisiune. Da, au fost da. Blue Noise aici. Bun, pentru că da, asta nu înseamnă că nu poate să mai vină, sigur. E, lasă, dacă a fost, ei da, sunt ei formează un grup vocal fantastic, deci știi despre ce vorbesc. Unic, mi-ar fi plăcut să fac și eu treaba asta, dar s-au apucat ei mai serios. Și prin el, eu am fost coleg de facultate cu Bogdan și prin el i-am cunoscut pe acești tineri frumoși, mai ales ea, și mă bucur să, să fim împreună. Chiar am colaborat recent, da. Am cântat o piesă împreună. Faină, da. Poate mai da. Facem treaba asta. Trebuie, colaborăm, trebuie. Colaborăm da. Și la fotbal. De obicei se enervează Virgil foarte mult. Împărțim asta, foarte aici... multe lucruri. Da. Împărțim multe terenuri în această viață. Da, da, da. Să revenim la muzică. Nu de multă vreme am auzit că voi mai nou cântați tango, ceea ce mi se pare da. Absolut eu, normal. De fapt, Răzvan cântă și tango, dar eu m-am dus eu să... de fapt, adică eu de fapt cânt, nu, eu de fapt cânt numai tango. Adică m-am dus pe un alt drum. Mă rog, mai cânt și muzica latinoamericană pe care o ador și folclorul argentin care mă reprezintă. Care e absolut super. Care mă reprezintă. Și dar, în particular Romy Capuceanu. Dar nu o să fac mișto de tine. Te rog, te rog. Nu facem mișto unul de altul. Te rog. E, și cam de un an de zile, oficial, cânt tango. Un stil pe care l-am studiat timp de un an de zile. Adică am primit propunerea cu un an de zile înainte să facem un turneu de tango. Am zis da, a venit o perioadă de studiu foarte lungă, de un an de zile. Și m-am apucat de tango și m-am dus pe drumul acela care mi-era acolo, dar nu-l vedeam. Și bine, muzica, tango e și muzica ușoară, dar să zicem că nu mai suntem muzica ușoară pe care am cântat-o până acum. Și m-am dus pe drumul acesta care este absolut minunat și descoper zi de zi o muzică extraordinară pe care nu am cântat-o niciodată, care mi-a fost foarte departe, la 1500 de kilometri, eu sunt din nord, da? Dar care mi-e în sânge. Și asta este... Și se vede, se simte, dacă te uiți în ochii ei, are o sclipire când cântă tango, în concert în special, unde e și emoția aia care te încarcă. Are niște trei fantastice și da, e un concert care trebuie văzut. Da, și în mai am avut bucurie să cânte cu Virgil, să cântam cu Virgil, nu l-am invitat și a acceptat și a fost chiar foarte frumos. Am cântat împreună... Zi tu! Am cântat împreună un tango românesc. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara? Și cum a sunat? Argentinian?
argentiniano-românesc, dar foarte fain și relaxat și cu bucurie, așa, foarte frumos. Da. S-au și întâlnit, deci au și dansat pe scenă, cu toate că era miercuri seara, dar, dar a fost un succes. A fost, de fapt, prezența în turneul Vă place tango și alături de Adi Despot, Virgil a făcut parte din invitații. A fost un mare succes. Da. Am cântat și Zaraz atunci și Mâna Birjar. Oh. Deci descoper și tango românesc, care este absolut fantastic și trebuie explotat și trebuie descoperit și recântat în alt fel. Eu exact. am preluat și îl cântam în stil de tango argentinian, dar românesc. Nu? Foarte frumos. Cu siguranță un solist trebuie să aibă vârsta pentru a începe să cânte tango. Tu mi până se acum potrivește ai fost... și vârsta, trebuie să zic. Nu, tu oricum ești o fată tânără. Mi se potrivește vârsta, mi se potrivește că am doi copii de când nu am mai cântat muzica ușoară până acum. Mi se potrivește totul și starea mea și tot ce trăiesc. Și mai ales că l-am descoperit și nu aș fi descoperit acest stil dacă nu aș fi primit propunerea asta de a cânta în turneul lui Răzvan Vă place tango, care a fost anul trecut, în octombrie, prima ediție. Da. Splendid. Splendid. Mă bucur din suflet pentru voi. N-aș vrea să mă mai lipsesc încă multă vreme de plăcerea de a vă asculta cântând un tango. Așa că mă grăbesc să vă întrerup și să vă invit să ne cântați. Mulțumim mult! Mulțumim! Analia Selis și Răzvan Suma. Reciflao en mi tristeza, te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remache cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, si te entrao muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de ese otario que tenés se la cargas. La 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 la. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que al valor
huracán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Analia Celis și Răzvan Suma, mulțumesc frumos! Extraordinar! Poftiți să luați loc, vă rog! Domnilor și domnilor, reamintesc faptul că Bucharest Jazz Orchestra este un ansamblu independent de jazz condus de trompetistul Sebastian Burneci. Grupul a luat ființă în iarna anului 2012, susținând atât concerte cu muzică originală, cât și diverse colaborări cu soliști, precum tânărul plin de speranță, Virgil Ianțu. Sau... Wow. Nu, că are la ea glumele, sigur. Ți-a plăcut? Da. Sau trupe ca Brigada Artistică Urbană sau Vank. Sper că vedem în curând și niște fotografii din cadrul concertelor susținute de voi, iată-le așa. Și între timp vreau să arăt la cameră CD-ul pe care Bucharest Jazz Orchestra l-a lansat pe data de 28 noiembrie la Arcub. Nu o să tânjiți mult la el pentru că îl voi lua eu. Așa va face parte din colecția mea. Discul se intitulează Povești din București și este rezultatul experienței cotidiene a membrilor trupei. De altfel, se bucură de un grafician de excepție, am aflat și eu între timp. Este vorba de Pisica Pătrată, supranumit. Cum se numește el, de fapt? Se numește Alexandru Ciubotăriu. Îl salutăm pe această cale și îl felicit eu personal pentru grafica excepțională a acestui CD. Este unul dintre cele mai expresive imagini de ochi care privește. E foarte expresiv. Și îmi place va, iar lăbuța pisoiului este adorabilă. Spuneți-ne, da, uite, am convenit între timp că o să ne tutuim. Ura! Okay. Înainte de a vorbi, Sebastian, da, vreau să vă zic eu ceva despre acest CD. Lumea când aude Bucharest Jazz Orchestra, se sperie. Când aude cuvântul jazz, se sperie. Dacă o să ascultați acest CD și merită să-l luați, o să vedeți că nu e nimic de speriat, dimpotrivă. O să vă placă foarte tare și nu o să-l ascultați odată, o să-l aveți în mașină. E o muzică foarte frumoasă și cu un spirit local foarte, foarte bine surprins de trupă. Eu nu știu câtă lume să sperie. Am fost de vreo două ori la Sala Palatului la niște concerte de jazz care chiar erau de ultima oră și sala era arhiplină. Lumea se sperie că da, să nu fie zbanghie, așa... muzică de aia zbanghie cu de nu înțelegi și fără măsură și fără note muzicale, doar semne. De aia se sperie. A, ok. Ăla nici mie nu-mi place free jazz-ul ăsta exact. De ultima oră. Mă uit noaptea pe mezzo, unele încerc să mă adaptez. În fine, ia să-l întrebăm noi pe Sebastian. Pentru că oricum vreau să vă invit să ne cântați o piesă de pe acest CD. Okay. E muzică românească, muzică străină, ce ați inclus aici? Este preponderent muzică originală. Sunt compozițiile mele și ale colegului meu de la trombon. Deci muzică românească. Florian Radu, da. Bravo. Da, deci e muzică originală, chiar dacă acelea sunt standarde, oricum noi le-am aranjat și le-am până pus. Până vă aranjați acolo, am o curiozitate, cam care sunt idolii voștri sau ai tăi din jazzul american, pentru că acolo a pornit jazzul. Sau, nu știu, primul eram eu, idol de aici. Bineînțeles. Ok, exceptând maestru Ianțu, care nu e de față și nu ne aude. Clifford Brown. Perfect. Clifford Brown a fost și va rămâne
o referință în ceea ce înseamnă trompeta de jazz. Dar de la el s-au întâmplat multe, deci... Bineînțeles, plaja enormă. Eu sunt mai conservatoare, rămân la Oscar Peterson, pe acolo. Okay. Asta e. Doamnelor și domnilor, pentru bucuria noastră sufletească și pentru a dumneavoastră Bucharest Jazz Orchestra. Domnilor,
Bucharest Jazz Orchestra, o încântare, o minunăție. Am să-l invit pe Sebastian Burneci să ia loc din nou, iar pe dumneavoastră, domnilor, distinșilor artiști, am să vă rog să luați loc. Inima ta, inima ta mă joacă așa. Ba nu, ba da, ba da, ba nu. Ai fost absolut adorabil. Exact. Și-ți mai jur că niciodată dorul de mine n-o să mai bată la poarta ta. Sunt foarte bucuroasă și mă simt mândră că m-a ales pe mine, tocmai pe mine. Hai să-și vrea să zbor și mi-e dorul de arale viață. Simt o pragă dimineață. Pentru că v-am arătat două CD-uri de excepție, e adevărat. Din fericire, colegii mei și artiștii în general se străduie să apară mereu cu ceva nou în fața publicului care i-a consacrat. Am și eu o veste bună, o mică laudă, o carte pe care am scris-o acum 10 ani într-o călătorie lungă în Sud America, în Argentina. Vede din nou lumina tiparului după 10 ani, exact așa cum am scris-o atunci. Este vorba de o ediție a doua, cu alte fotografii, bineînțeles, dar același text, pentru că foarte multă lume nu a cumpărat-o atunci sau poate n-a știut. Din fericire, echipa noastră a avut amabilitatea să vină la lansarea de la Rome Expo de la sfârșitul lui noiembrie și îmi face o mare bucurie să vă arăt și dumneavoastră câteva instantanee de la lansarea cărții mele, care se numește Căutând iubirea. Materialul, vă rog. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această carte? Cartea asta are o poveste descris ea singură. Ar fi meritat să-i fac o prefață în care să spun povestea cărții. Dar probabil că această poveste o voi scrie altă dată într-o altă carte, dacă Dumnezeu mă ajută. Acum vreo 12 ani, pe vremea când nu aveam nicio treabă ca acum, am cedat invitației unei verișoarele mele de a călători în America de Sud, mai precis în Argentina, la Buenos Aires. În acest timp, îndrăgostită de oraș, de atmosferă, de tangouri, de mâncare, de starea oamenilor, de frumusețea locurilor, a femeilor, de politețea oamenilor și într-o stare de entuziasm extraordinar, mi-a dat Dumnezeu inspirația de a finaliza niște nuvele începute și de a crea altele la care nici nu-mi trecuse prin minte că voi ajunge. Am adăugat câteva texte de muzică ușoară, câteva poezii pe care le-am ales din multele pe care le-am scris. Și am pus împreună un volum, cum l-am numit eu, de vacanță. E o carte pe care pot să o încep și să o las jos. Nuvelele sunt relativ scurte, unele au 3 pagini, altele au 10. E foarte mult mesaj de credință, deci de iubire, deci despre binele care ne lipsește de multe ori în viața de zi cu zi. Dacă ar fi să asociați această carte cu una dintre melodiile dumneavoastră, care ar fi aceea? Oh, ce întrebare grea! E greu de spus, pentru că această carte are și umor și poezie și romantism și tristețe și amărăciune și morală și sfaturi și de toate. Cam tot ce am adunat eu într-o viață. Probabil Strada Speranței ar fi cea mai potrivită, pentru că într-adevăr e o melodie care le are pe toate. Și textul și melodia. Următoarea invitată a lui Virgil Ianțu, deși are numai 16 anișori, este una dintre cele mai populare soliste de muzică pop și reggae de la noi. Virgil, cred că a descoperit-o și... Nu, ea era descoperită de mult, dar mi-a făcut plăcere să văd un copil atât de talentat și să ascult un glas cu totul deosebit, cu o tehnică vocală deosebită, care mie acum, cred că o să fie bucuroasă, că spun, mi-amintește
de doamna Aura Urzicianu. Oh, super! I-am trimis o filmare cu noi doi și mi-a scris, eu țin legătura cu doamna Urzicianu. E un om cu care am trăit niște experiențe fantastice. Am și cântat împreună la un moment dat, m-a invitat la un concert de la Timișoara. Și de câte ori am ocazia, de câte ori găsesc sau întâlnesc pe cineva talentat, sunt bucuros să mă alătur, pentru că s-ar putea să împrumut și eu din talentul celor din jurul meu. Și atunci Nicol este una dintre... N-am apucat să o prezint. Ah, am apucat eu. Este bine vorba de... Nicol... Sherry. Sherry! Bună ziua! Bine ai venit, scumpa mea! Bine v-am găsit! O păpușică de fetiță, bine ai venit! Poftim, poftim, poftim! Mulțumesc! Te rog întâi să ne cânti piesa ta în promovare. Cântăm piesa împreună sau cânti tu piesa ta întâi? Piesa mea. Piesa ta? Da. Da? Ce piesă cânti? Vive la vida! Ia s-a auzit! Doamnelor și domnilor, Nicol Sherry! Bravo, Nicol! Bravo, scumpa mea! Sigur că la 16 ani cineva cântă și muzică de comerț, așa cum facem și noi, care nu mai avem 16 ani de vreo 2-3 luni. Spune-mi despre colaborarea ta cu Virgil Ianțu și din punctul tău de vedere. El ne-a zis punctul lui de vedere. O colaborare foarte frumoasă și de fiecare dată când am ocazia și sunt invitată de Virgil, sunt foarte bucuroasă și mă simt mândră că m-a ales pe mine, tocmai pe mine. Iată o fotografie a voastră. De unde este Virgil? Din ce... Da, este un concert
un concert foarte frumos pe care l-am avut în Piața Enescu, un concert organizat de Arcub în iunie, un concert lung de oră și vreo 40 de minute. Am avut parte și de Orchestra Tineretului alături de Big Band-ul Bucharest Jazz Orchestra și eram vreo 30 ceva pe scenă. Wow. Un concert foarte, foarte frumos, 2000 de oameni în fața noastră. A fost o bucurie. Super. Și am avut alături și Nicol mi-a spus la ureche, Virgil, că tu și compuiști, că ai o piesă foarte frumoasă. Mulțumesc, de mulțumesc. De ce nu ne-ai adus-o și nouă? Păi, aia prima cu care te-am auzit. Memories, da. Memories, da. Păi, Vive la Vida este noua mea piesă alături de Mohambi și vreau să fie și ea cunoscută. Să s-o promovezi. Ok, am înțeles. În cazul acesta, pentru că voi ați preluat o piesă splendidă a doamnei Aura Urziceanu și din repertoriul ei, da. Așa, și vreți să ne-o cântați astăzi, eu am să invit orchestra la instrumente și pe voi în fața orchestrei, cu drag. Ca să ne bucurați cu un cântec minunat, cu un cântec superb. Dor de viață! Vara iar bredă culoare și un poem solar umple toată zarea. Toată ființa mea trece iar iubirea. Tata mă înclină, nu știu câta oară. Cerul e înalt, senin și e cald afară. În suflet niciun dor și excepțional! Excepțional! Nicol Sherry alături de Virgil Ianțu și de Bucharest Jazz Orchestra. Minunat, minunat, Doamne ajută! Să poftim la locuri, mulțumesc frumos, domnilor! Stimați prieteni, următorii invitați ai noștri s-au întâlnit pentru prima dată pe scenă în finala de la Vocea României, unde au interpretat împreună
Locura, un fado portughez, și de atunci au propus să colaboreze într-un proiect inedit de muzică de cea mai bună calitate. Vocea este reprezentată de originalul și polivalentul actor Adrian Nour, iar partea instrumentală de către talentații chitariști reuniți sub numele de Trio Zamfirescu. Îmi face plăcere să invit în platou, în aplauzele dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Stan Georgeta și Ionuț împreună cu Adrian Nour. Bine ați venit, copii! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că rămâneți prietenii emisiunii noastre. Haideți să mergem la locul de interpretare, pentru că avem lumină mai bună și putem să vă admirăm în voie. Am să-l invit și pe Virgil alături de noi, pentru că el i-a invitat, sunt invitații noștri. Salut. Cu adevărat minunați. Da. Da, mulțumesc că ați venit. Ce mai faceți, copii? Adrian, tu ești și actor, ești și cântăreț, cântăreț excepțional. Am două fete acum, sunt mândru, proaspăt, tătic. Mă bucur din suflet, da. Să străiască. Sunt gemene? Nu. N-am știut, da. Mă bucur mult. Cântăm, suntem prieteni foarte buni și repetăm foarte, foarte bine împreună și căutăm tot felul de piese cât mai speciale și încercăm să creăm momente artistice originale. Exact. Se mai reia Fantoma de la operă? Se reia, așa am auzit, acum așteptăm, da, vești. Doamne ajută, mă bucur mult. Eu zic să îi lăsăm să performeze, pentru că va urma un moment muzical de excepție care îndulcește și bucură inimile noastre încercate mult în această toamnă. Doamnelor și domnilor, Adrian Nour și Trio Zamfirescu. La 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 la, însă uitarea văd că nu-i vine. La 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 la. Inima ta, inima ta mă joacă așa. Ba nu, ba da, ba da, ba nu. Mă pune pe foc și eu nu prea m-aș mai juca, ba nu, ba da, ba da, ba na. Dar ăsta nu-i joc. N-am să mai stau noaptea albastră, să tot ofez la o fereastră, până târziu. N-am să mai stau nici pe jeratic, un suflet trist și singuratic, nu vreau să fiu. Și-ți mai jur că niciodată dorul de mine n-o să mai bată la poarta ta. Și nici târziu și nici de vreme inima mea n-o să te cheme când va uita. Ce mă usucă, la 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 la. Poate alungându-l o să se ducă, la 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 la. Să uit că rara până la tine, la 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 la. Însă uitarea văd că nu vine, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Să uit că rara până la tine, la 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 la. Însă uitarea văd că nu vine. Să uite gândul ce mă usucă, la 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 la. Poate alungându-l o să se ducă, la 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 la. Să uit că rara până la tine, la 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 la. Însă uitarea văd că nu vine, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Thank you.
Wow, ce surpriză! Ce surpriză! Eu l-am văzut pe Adrian la finala concursului despre care vorbeam, cântam împreună cu o domnișoară la dueluri, Inima ta, Banu Bada, lui Horia Moculescu, și de atunci te-am admirat, dar și varianta de azi a fost superbă. Mi-a adus aminte de cântăreții de pe discurile de 38, de giri, cum să spune. Da, da, de discurile alea vechi, când cânta Jean Moscopol cu vocea de cap, ai fost absolut adorabil. Exact. Ce înseamnă un actor excepțional care cântă. Mă revăd pe mine la vârsta lui. Felicitări. Mulțumim mult. Așa, în același timp, vreau să adresez aceeași admirație pe care v-am purtat-o de prima oară când v-am auzit aici în emisiune. Voi aveți un talent de excepție și vă urez să fiți sănătoși și să mergeți mai departe cu acest trio de trei chitariști excepționali. No, cum trio Zafirescu. Și... Domnule, cu atât mai mult frații se ceartă mai tare câteodată decât străinii. Doamne ajută să fie pace între voi și să mergeți mai departe. Sincere, Domnule, felicitări. Adrian, mă bucur că ai venit și vouă la fel. Toate cele bune tuturor. Adrian. Doamne ajută. Adrian Nouri și trio Zafirescu. Mulțumesc. O, Doamne, aș avea atâtea de vorbit cu Virgil. O, da. Păi închideți emisia și continuăm. Și duminica viitoare ne găsiți, da, tot, ne aici, găsiți, da, tot aici. Cum, așa, cum ar fi să încep data viitoare, tot aș să ne găsească pe aici. Băi, fantastic, să râdem, știi? Telefonul nu mai sună, îl auzi, ori ți se pare, nu te vezi cu iadul lună. Dar un vis mereu ți-apare. Și tu te-ai rezolvat, ai echilibrat. Nu m-am rezolvat, dar la mine e greu de rezolvat. Ce e de rezolvat? Domnul, nu știu dacă îl recunoști pe domnul, l-am întâlnit acum 3 ani la New York într-un restaurant. Ce noroc ai, da, avut. Bono, exact, exact. Vom descoperi acum, stimați prieteni, o altă latura lui Virgil. Pentru asta am plăcerea să-l invit în platou pe domnul Nicolae Petre, care îl pregătește pe Virgil în domeniul business coachingului. Ce înseamnă business coaching și la ce ajută acest domeniu, vom povesti împreună cu Virgil și cu Nicolae Petre. Sincer, și eu sunt foarte curioasă. Hai să-l întâmpinăm împreună și să-i spunem bun venit domnului Nicolae Petre! Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Salut, Petre! Mulțumesc mult că a venit! Multă plăcere! V-aș ruga să luați loc, să poftiți și să începeți să ne povestiți despre business coaching. Ce înseamnă asta? Sunt foarte curioasă! Înainte aș vrea eu să spun ceva, fără să fiu nepoliticos. Îmi suna și mie foarte pompos așa, business coaching, coaching. Aveam prieteni care au trecut prin aceste cursuri, au făcut aceste cursuri cu Petre și tot povesteau. Băi, o experiență, o să-ți placă, o să vezi. Mă, dar lăsați-mă, mă, voi corporatiști de ăștia deveniți, n-aveți treabă. Când aveți ședințe, bă, vă duceți la cursuri, lăsați-mă pe mine. Eu cu arta, cu alte, mintea mea e altundeva. Bă, hai să vezi, măcar du-te și stai de vorbă cu omul ăla. Am dus la Petre la birou și imediat m-a scanat și a dat seama ce și cum, cum sunt, ce probleme am, ce probleme n-am. Și după o discuție, nu știu, jumătate de oră cât am stat împreună, m-a convins, am trecut prin mai multe stări. El și-a dat seama atunci, mi-a dat seama și eu după ce am trecut deja prin primul curs de coaching. Este un om, la fel cum îți aminteam la începutul emisiunii de niște întâlniri importante din viața mea, pot să spun cu una pe inimă, este una dintre întâlnirile importante care pe mine mă schimbă în bine și mă ajută să-mi descoper părțile frumoase, latura frumoasă și să le elimin pe celelalte, de care nu vrem să știm niciunul, dar noi le avem. I-ai recomandat și lui Analia sau lui Răzvan, da, să ia cursuri de despre asta, coaching? Da,
Da, am vorbit cu ei despre asta. Mulți prieteni ai noștri au făcut cursurile și de tehnici de coaching. GM-ul ăsta care pe mine m-a nebunit, la fel, nu vreau să merg la GM, general manager. Eu nu mă pricep deloc la business. Acolo înveți cum se construiește o afacere, cum se reformatează și așa mai departe. Și cum funcționează o companie. Pentru mine lucru străin, deci total străin. Și culmea că mi-a plăcut. Și am și înțeles multe lucruri de acolo. Deși nu ai vrut să vii. Deși nu am vrut să vin. Așa a început povestea, nu, dădeam cu picioarele, lăsați-mă în pace. Și m-am îndrăgostit de ce face omul ăsta. Și e o experiență fantastică. Doar să stai de vorbă cu el, ne mai vorbim de cursurile respective. Și nu, atenție, nu e nicio reclamă, nu. Dar avem eu, de ce să fie plin, e pline sălile, la un moment dat trebuie să facă cumva să se împartă. Da, sunt în jur de 60-70 de oameni într-o sală. Dar iertați-mă, voi lăudați o chestie despre care noi nici n-am auzit. Spuneți-ne ce e asta. Părerea mea este că mai bine este să vorbim despre această latură pe care, să spunem, a business coaching-ului, pe care eu o practic, și anume este un coaching de reconstrucție și dezvoltare personală. Fiindcă nu toată lumea știe limba engleză, hai să traducem în primul rând cele două cuvinte. Business coaching. Te rog să le traduci. Este o persoană specializată în a antrena managerii profesioniști, ownerii, directorii generali din companiile mari din compania, din România, să poată să performeze, dar echilibrând într-un fel viața personală cu cea profesională. Este o altă latură a acestei expresii, cuvânt, care deja este demonetizat. Sunt în jur de nu știu câți sau câte mii de business coach în România. Dacă vei primi de la cineva o carte de vizită, cu siguranță vei vedea pe ea business coach. Deci dumneata ești un fel de profesor, de șef de antrenor, întreprindere. Antrenor, să-i spunem. Antrenor, un antrenor. Da, care te face pe tine să-ți descoperi, nu-ți dă soluția antrenorul, îți oferă prin tehnici posibilitatea de a te descoperi, de a-ți descoperi problemele și de a-ți găsi singur soluții. Acesta este coachingul clasic. Rezolver, da. Ceea ce fac eu este mai mult decât atât, în sensul că stau de vorbă cu o persoană, îi fac o, să spunem, investigare a tot ceea ce, ca să nu vorbesc, să nu folosesc cuvinte, să spunem, care sunt din engleză, o diagnoză, în care, o evaluare, de fapt, în care văd dacă... Până unde poate merge persoana cu înțelegerea... Sigur că da, și care sunt problemele cu care se confruntă. Și cele mai mari probleme cu care se confruntă un manager din România, un antreprenor, un proprietar de companii, nu sunt probleme legate de modul în care trebuie să-și conducă afacerea, ci mai degrabă sunt probleme de ordin emoțional. Stresul direcționat, problemele care îl presează, dezechilibrele din viața personală, familie, copii, toate astea își pun amprenta asupra managerului și îl direcționează spre a claca din punct de vedere psihic. Coroborat cu faptul că majoritatea dintre ei, 90%, nu au competențe aprofundate în management, atunci intervine colapsul, lipsa de organizare și, nu în cele din urmă, falimentul. Ce fac eu este să le fac o evaluare, așa cum am făcut și cu Virgil, să-mi dau seama de potențialul lor real de dezvoltare și mă ocup foarte mult de, cu o metodologie de consultanță foarte concretă, de a-l echilibra pe toate planurile, astfel încât să-l ajut să performeze atât în viața de familie, pentru că avem nevoie de acest echilibru, cât și, să spunem, în viața de business, concentrându-ne pe dezvoltarea personală a respectivului om. Iar rezultatele sunt uimitoare. Super. Ar fi trebuit să vă întreb dacă este scump un asemenea curs. Cât durează cursul? Este un program mai degrabă. Nu este scump. Sunt câteva mii de euro care trebuie să investească un om. De ce spun că nu este scump? Pentru că nici nu este indicat să participi la un astfel de program dacă nu ai bani. Iar dacă nu ai bani, înseamnă că nu ai nevoie de el. Deci, fără niciun dubiu. Sunt 4 module la GM Masterclass, exact ceea ce spuneam, unde participă doar proprietarii de companii. Fiecare modul este 650 de euro și, de asemenea, mai sunt încă 2 module de business coaching, în care acest leadership coaching
fabulos, fantastic, care te ajută să-ți reechilibrezi viața personală. Practic, sunt câteva mii de euro. Și cât durează pachetul acesta? Ca timp? 6 luni de zile, sunt 3 zile pe lună, pentru că se lucrează foarte mult. Cei care vin în acest curs, acest program de leadership coaching, de business coaching, mai întâi de toate ei trebuie să se dezvolte pentru a putea dezvolta pe ceilalți. Cea mai mare problemă a oamenilor din România, cei care fac coaching, și nu în cele din urmă, toate terapiile, inclusiv cei care fac psihoterapie, este că ei vor să ajute pe alții, dar nu sunt echilibrați ei înșiși. Și atunci aici este marea problemă. Nu poți construi, dezvolta, consolida pe cineva, pe oricine, dacă tu nu ești bine echilibrat și dacă nu ești stăpân pe ceea ce faci. Și tu te-ai rezolvat, te-ai echilibrat? Nu m-am rezolvat, dar la mine e greu de rezolvat ce e de rezolvat. Se rezolvă în timp, în schimb, Petre îmi spunea în discuția, în prima discuție, zice, o să vezi după 3 zile cu tot, o să poți să faci coaching tehnicile OSL. Mă gândeam, zic, domnule, e clar, omul ăsta... Pare absurd la prima vedere. Și pare absurd. Și multă lume de aici zice, în 3 zile, bine, ok. Nemai vorbind că mi-era jenă, zic, să vezi că mă duc acolo de dimineață de la 8:30 până la 6 seara și o să rezist că tot trebuie să rezist 2 ore, 3:00 și o să mă fac de râs că nu o să mai vreau să stau și o să vreau să plec. Și mi-era groază. Deci mi-a plăcut, am scris cât am scris în tot conservatorul, foi întregi, mă durea mâna, cu o plăcere și după 3 zile am lucrat așa, să ne încălzim, să vedem cum e să lucrez pe altcineva. Și a fost minunat și am avut chiar niște rezultate. Petre știe despre ce vorbesc. Eu te felicit din suflet că ți-ai găsit o nouă jucărie, aș spune. Nu e jucărie, vreau să o fac vocație. Foarte serios. Bun, atunci foarte ai serios. O vocație. Tocmai despre asta vroiam, dacă îmi dați voie. Virgil a venit să se dezvolte. În momentul în care a venit să se dezvolte, am descoperit că de fapt el poate să dezvolte pe ceilalți. Așa a pornit totul și acum este pregătit să poate să dezvolte pe ceilalți. Super! Noi ne-am bucurat să ne întoarcem la muzică, să dezvoltăm în continuare o emisiune de divertisment. Iată niște fotografii din concerte, îl rog pe Virgil să le comenteze. Aș comenta dacă aș ști de unde e. Nu știu dacă... E de pe scena în aer liber, mi se pare, sau e sala Palatului? În piață, acolo, în piața Enescu, la festival, unde spuneam că a fost foarte multă lume și m-a surprins să văd, pentru că eu, deși în repertoriu avem și piese mai vechi, dar și mai noi, și mai recente. Și am văzut mulți tineri. Mulți tineri care s-au bucurat de stilul ăsta de muzică, pentru că nu e foarte prezent în peisaj la noi. Swing, genul ăsta. Aici e la Timișoara, la Teatrul de Vară de la Timișoara, iarăși un concert foarte fain. Au fost... Câți oameni au fost acolo? Că erau 1300 de locuri și au fost peste 1500. S-a stat și în picioare. Iar o seară splendid. Foarte, foarte frumoasă, organizată, bine. Oh, ce da, e fain. Minunat e momentul ăsta dintr-un concert când... Da, când noi ne gândim la ce urmează. Da. La drumul înapoi spre... Și la seara de după se cântare. Se înclină în fața aplauzelor. Ăsta e un moment pe care eu îl iubesc foarte mult. Virgil, te-aș ruga să ne mai prezinți una din piesele pe care le-ai pregătit pentru emisiunea noastră. Pe lângă faptul că mi-a venit ideea așa să preiau o piesă din repertoriul tău și acum știu ce piesă, o să-ți fac o surpriză. Pe lângă asta o să cântăm o piesă din anii 90, cam așa ceva. O cântau băieții de la Sarmale Reci, o piesă foarte, foarte frumoasă, care nouă ne este dragă și e reorchestrată foarte frumos și sper să vă producă amintiri plăcute. De-abia aștept. Doamnelor și domnilor, Virgil Ianțu și Bucharest Jazz Orchestra. Thank you.
telefonul nu mai sună, îl auzi, ori ți se pare, nu te vezi cu ea de-o lună, dar în vis mereu ți-apare, ți-amintești cum urci pe trepte, cum urcai și în altă seară și te aștepți să te aștepte dincolo de praf. Dar îți sun în amintire vocea ei din vremea bună, vocea ei la despărțire, ți-amintești de ea pe stradă, dacă-ți nimerește în cale câteodată altă fată, amintind de ea, ți-amintești de vremea în care Virgilianțu, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, orchestra! Doamne, ce frumos, ce încântare! Mulțumim frumos! Stimați prieteni, facem portretul unui artist pe care noi îl iubim, îl admirăm și îmi face o deosebită plăcere să aflu despre el, mai precis, să fi aflat despre el, care e pasiunea călătoriilor. Iată o pasiune pe care am avea-o mulți dintre noi, dacă am avea fonduri și timp. O am și eu și ori de câte ori am ocazia să ies din București, fie și până la Buzău, sunt încântată. Am început să călătoresc, mi-am dorit foarte mult de mic să fac asta, dar nu aveam posibilitatea, pentru că nimeni nu avea posibilitatea atunci. Iar din 90, în momentul în care am intrat în corul Madrigal, am început să călătoresc, mai câștigam și bani. Am putut să-mi fac bucuria asta și mi-o fac de câte ori am ocazia. Îmi place foarte mult să călătoresc. Mi-a dorit mult în Australia. Am ajuns acum 3 ani în Australia. Cât ai stat? Am zburat foarte mult, am stat 6 zile și m-am întors. M-am jucat cu cangurii. Ăsta e podul unde sunt artificiile de Revelion. De Revelion, da. Așa. Asta e tot acolo, tot în Australia. E o zonă. E o zonă Three Sisters. Sunt trei stânci și se vede un pic albăstrui așa, eucaliptul, sunt păduri de eucalipt care emană niște aburi și se vede Blue Mountains, le spune. Aici e interiorul operei. Aha, splendid.
Da, nu știi cum lucrează la acustică. Scaunele sunt special construite ca să imite corpul uman, ca atunci când repeți să sune la fel cu sala plină. Deci, la nivelul ăsta. Extraordinar. Da. Asta e la Melbourne. Da, pe malul râului. Ți-ar fi plăcut, te-ai gândit vreo secundă să rămâi acolo? Nu, Australia e foarte departe. Îmi place mult Spania. Foarte mult mi-ar plăcea să trăiesc în Spania. La Londra iar mi-ar plăcea. Asta e în Japonia, că tot aminteai de Japonia. Ultima oară am plecat, am fost de două ori, ultima oară iară singur, am stat 4 zile. Asta e prima dată când am fost în Japonia, la campionatul mondial, la finala dintre Germania și Brazilia. Domnul, nu știu dacă îl recunoști pe domnul, l-am întâlnit acum 3 ani la New York într-un restaurant. Ce noroc ai avut, Bono, exact, exact. Am avut șansa să urc și pe gemeni în 97-98, mă rog, nu mai sunt. Asta este în Thailanda, cred. Aha. Cum vorbesc repede despre călătorie, așa de mult îmi place, sper să nu zică lumea că mă dau mare cu pozele, dar îmi place, sunt mândru. Dar cum să nu, asta unde e? Tot în Thailanda. Unde ți-a plăcut cel mai mult sau peste tot? A fost interesant. Locurile sunt atât de diferite. Sigur, nu se pot compara. Eu sunt îndrăgostit de New York. Nu știu de ce îmi place așa de mult. Îmi place atmosfera, strada, locurile unde poți să ieși. Eu te admir pentru curajul de a pleca singur până în Australia. Da. Eu n-aș avea acest curaj, dar în fine... Mie îmi și place să zbor. Adică inclusiv cu avioane, cu acrobații, cu ce îmi place. Nu ți-e frică? Nu mi-e frică, îmi place. Bun, transoceanicele n-au atâtea căderi de aer cum au astea de la noi până la Sibiu. Te scutură, da? Dar sunt liniștite, zborurile lungi sunt cel mai liniștite. Sunt liniștite, da. O, Doamne, aș avea atâtea de vorbit cu Virgil. O, da. Păi închideți emisia și continuăm. Și duminica viitoare ne găsiți tot aici. Ne găsiți tot aici. Cum ar fi să încep data viitoare? Tot aș să ne găsească pe aici. Băi, fantastic să râdem, știi? Dar între timp, noi aici ne trebuie ceva de mâncare. Da, e adevărat, lăsăm. Și restul și povestim și voi veniți și publicul ne găsește aici. Da. Tarararam, pam, 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 param, pam. A fost răuț cu mine. Eu? Dar nu, te, bravo. Rău nu. Nu a fost răuț. Răuț, dar... Amor, 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 n-a fost de tot. Give me amor, amor, amor. I know that you want to show me all the best. Give it all, don't let me rest. Are un glas și face lucruri atât de frumoase. Eu și nu știu de ce nu ne-am legat. Sper că înregistrați și rămâne undeva într-o arhivă. Da, serios, poate cântăm ceva împreună. Give me amor, amor, amor. I've got everything else. Și am ieșit să bem un pahar. Și paharul ăla s-a transformat în multe sticle, sau mă rog, de vorbă. Asta de partea ta. De eu vorbă, nu, eu sticle nu, de mai vorbă. Un pahar, eu metaforă, mă rog. Virgil. Ah, metaforă, scuze-mă. Îți propun, Virgil, dacă e nevoie să-mi pui o vorbă bună, pentru că aș vrea să-i ascult pe băieți cântând singuri o piesă, nu mă îndoiesc, au multe piese în repertoriu, având în vedere, îl mai arăt odată la cadru, acest CD al orchestrei, lansat pe 28 noiembrie la Arcub, așa încât nu mă îndoiesc că ne vor face bucuria de a ne cânta și ei o compoziție originală. Alor. Da, ei sunt foarte buni. Acum sper să nu mă audă. Hai să exact. Doamnelor și domnilor, Bucharest Jazz Orchestra! Thank you.
Pe Virgil și următorul său invitat îi leagă o prietenie, un sistem de valori, poziția față de meserie și față de viață. S-au cunoscut la Teatrul Național din București și au rămas buni prieteni. Cel ce va coborâ acum treptele emisiunii Opriți Timpul este un actor de prima linie, valoros și complet, care a jucat în roluri diferite și interpretează în același timp roluri memorabile în piese de teatru de cea mai bună calitate. Marius Florea Vizante! Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Felicitări, Virgil! Bine ai venit și dăm voie să mai invit o prietena noastră, a tuturor. Este vorba de Ioana Sihotă, o cântăreață de excepție zisă și Jay-Z Joe. Hai frumoasă! Bine ai venit, scumpo! Bine v-am găsit! Te pup! Să vă primesc și eu cum se cuvine. Dar ne mai pumă să vadă și lumea. Așa. Doamne ajută, copii! Eu vă invit să luăm loc. Poate deranjăm? Ca să avem o conversație. Luăm loc. Așa. Și facem noi aici un fel de menuet. Așa. Da. Tarararam pam 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 pam. Așa. E, acum ne-am așezat. Ce-ar fi să mă apuc să cânt și eu? Lăsați. Nu. De ce nu? Dacă vreți voi. Să zicem că sunt răgușit. Așa. Așa. Copii, ce prietenie! Știu că voi doi v-ați cunoscut la Megastar, dacă nu mă înșel. Aici eu o să tac. Eu o să o las să vorbească, să ne spună care a fost experiența ei, eu în juriu fiind ea pe scenă. Ia spune, acum, da, sigur. L-am cunoscut pe Virgil când el era în juriu, eu i-am concurentă. De fapt, tu erai în juriu și eu am fost în orchestră două ediții. Da, și după aia ai fost concurentă, nu? Și urmă am fost concurentă. A fost una dintre minunatele experiențe pe care le-am avut cu televiziunea, în care am exersat ceea ce am învățat și în trecut. A fost un pic dificil, ca să nu-i spun altfel. A fost răuț cu mine. Eu? Dar nu te... Bravo. Rău nu. Nu a fost răuț. Răuț. Dar ce mi-a zis atunci a fost pertinent. Și m-a ajutat. A fost un sfat profesional, a fost mult, cu siguranță. Mult mai multe. Eu aveam un stil mai direct. Nu îmbrăcam lucrurile foarte frumos, deci când le spuneam. Deci chiar ai nevoie de coaching. Da, da, da. Eram mai direct și foloseam ironia de multe ori și o foloseam intenționat, știind că lor le pică rău, dar totodată explicându-le că scena nu e un loc cald și mai bine să treacă prin ceea ce le spun eu și prin stările respective acum, într-o emisiune, decât să se trezească pe scenă cu o reacție a publicului sau pur și simplu să nu ajungă pe scenă. Eu am încercat să le dau, să le dau sfaturi din experiența mea, am încercat și vorbeam cu ei și în afara emisiunii. Așa. Și mulți, mulți cu care am fost într-adevăr nu foarte drăguți, dar sincer și argumentat, mi-au spus că le-a prins foarte bine experiența respectivă. De aceea am zis și eu acum. Da, și mă bucur să-i văd că unii, uite, chiar fac treaba. Ea cântă, are un glas și face lucruri atât de frumoase. Eu și nu știu de ce de nu mult. Ne-am legat. Sper că registrați și rămâne undeva într-o arhivă. Da, serios, poate cântăm ceva împreună dacă... Haide. Da. Hai că și v-ați împrietenit, asta e important. În ciuda criticilor sau a lucrurilor severe, poate chiar prietenii. Datorită. Acum e mult, că a fost munca ta, dar, mă rog, e bine din când în când să mai auzi și lucruri de genul ăsta. Așa. Și cât despre invitatul meu din stânga? Era în anul 1999. Gen? Cam. Spre 2000 sau 2000. 2000. 2000. Când domnul Gelu Colceag, profesorul meu de actorie, regizor, a pus în scenă la Teatrul Național Cadavrul Viu. Nicul Alifantis a scris muzica acelui spectacol, superbă muzică. Eu am ajutat la orchestrare, la orchestrație, la aranjamentul vocal și
Așa ne-am întâlnit în piesa respectivă, cântam în Cadavru Viu, alături de colegii mei de pe atunci, și el juca și ne întâlneam și în pauze, ne întâlneam și după, și ne-am împrietenit, ne-am apropiat foarte tare până am început să mergem la sală degeaba de mai două, trei ori pe săptămână, da, mai ales unii dintre noi. Mergeam la sală, stăteam foarte aproape unul de celălalt, n-aveam copii, n-aveam familie, n-aveam nimic, ce să facem? Mergem la sală și după aia bem o pălincă. Îi făceam loc, știi? La întâi la sală, după care petreceam zile întregi, mai plecam pe unde mai plecam, am avut o experiență americană împreună, am plecat o săptămână la New York. Și ne-am legat așa foarte tare, iar acum am ajuns să ne uităm la fetițele noastre cum se joacă împreună, știi, nu prea ne vine să credem că a trecut așa repede timpul. Da, e... Sunt apropiate ca vârstă? Da, Iasmina e un pic mai mare. A ta câți ani are? Face 9 ani. A mea are 10 și un pic, deci nu e mare diferență. Da. De spus așa scurt de tot ar fi că, sigur, eu îl știam pe Virgil de la televizor și sper că și el mă știa, pentru că știu că îi place teatru, îi place cinemaul românesc și pe unde merge, cum să zic, dă citate sau, mă rog, propovăduiește românismul în arta teatrală și cinematografică. Și cred că și el m-a fi văzut în ceva. Așa că în momentul în care ne-am întâlnit față în față, a fost ca și când ne-am fi știut de mult. Ba chiar știu că după prima sau a doua repetiție, era în weekend sau ceva de genul ăsta, n-avea repetiția a doua zi și am ieșit să bem un pahar. Și paharul ăla s-a transformat în multe sticle sau, mă rog, de vorbă. Asta de partea ta. De eu vorbă. Nu, eu nu, sticle eu de mai vorbă. Mult pahar, e o metaforă, mă rog. Virgil. Metaforă, scuze-mă. Adică am stat de povești, cred că o noapte întreagă, ca și când suntem prieteni vechi și aveam multe de povestit. Deci o chestie de afinitate pe care am descoperit-o foarte repede și apoi am descoperit multe lucruri care ne plac sau nu ne plac asemenea. Despre ce se întâmplă în televiziune, în teatru, în film, în societate. Și practic împărtășim multe subiecte comune. Sigur că unele ne și separă. Nu sunt capabil să cânt niciodată sau să înțeleg muzica ca el și multe altele. Nu, culmea că el înțelege muzica foarte bine, dar nu știe să exprime, că nu are armele necesare, nici școala necesară, să exprime ceea ce aude și ce simte. Vorba unui contemporan, dar domne, nu știi ce auzi. Exact, nu știi ce auzi. Și, adică dar auzi. Are un simț artistic și un simț muzical foarte, foarte bun. Are o ureche fină. Da, adică asta, aici, de exemplu, Virgil, iarăși, eu cred că el are și cred că merită să facă cursul ăsta de coaching, indiferent cât costă, pentru că el are un simț pedagogic și asta e o chestie de vocație, e o chestie de chemare. E capabil să mai ales spune... cu copiii. Mamă, trebuie atins neapărat subiectul ăsta. Oricum, Joe, vreau să te întreb și pe tine. Da. Unde ai mai cântat? Unde Spune. Cânti? Ce proiecte ai? Sunt în continuare din 2000... N-am să spun anul pentru că este destul de îndepărtat și nu știu exact. Ok. Sunt în continuare cu HaHa Production. Sunt artist HaHa Production. Facem o grază de lucruri frumoase. N-o să fiu modestă și am să spun că lucrăm intens și continuu la o grază de proiecte. Lucrăm la muzică de film. Am făcut cel mai recent proiect vis-a-vis de muzică de film, este proiectul cu poveste de dragoste. Este o poveste extraordinar de frumoasă și cu mândrie spun că am creat coloana sonoră. Noi acolo, nu eu, nu vă închipuiți. Am scris și eu o piesă drăguțică pe care sper să o auziți cât de curând. Și asta e modestă. Așa. Tocmai ce ți-am zis modestuță. Că nu o să fiu modestă. Toată viața mea am fost modestă. O super piesă am scris. Bine, eu vorbesc că la fel. Hai. Păi nu e așa, tu m-ai învățat. Uite, vezi? Așa. Așa. Copii, eu zic să nu vă și certați, mai bine îmi dați veste să cântați bune. Da. Nu, eu vreau să știu ce e fotografia asta. În pe fotografia care avem asta mână. Sunt alături de... Da, eu sunt cel care face figurile cele mai mari, adică al doilea din dreapta la stânga. Bogdan Tudor, de care îți povesteam la început, e lângă mine în partea asta. Anu. Răzvan Vasilac este primul din dreapta și în stânga este Mihnea. Mihnea fiind, se ocupă, are studio, e și pe la voce, prin... Da, este un om extraordinar de talentat. Da, da, foarte talentat și muncitor. Eram la a 12-a noapte, uite-o și pe Mirela Oprișor acolo sus, jucam așa. A 12-a noapte, regizor la fel, Gelu Colceag, muzica Alifantis, aranjamente
vocale le-am făcut eu din nou și a fost un spectacol foarte, foarte fain, foarte frumos la comedie. Unde e Mirela? E îmbrăcată în băiat? Da, exact, e sus în stânga. În da. Sus în stânga. Da, 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 da. A, că nu știam de ce nu o identific. Da. Foarte și... talentată fată. Da, e experiența cu teatru, chiar și la modul ăsta de a cânta și avea două vorbe, pentru mine a fost fabuloasă. Am stat alături de actori, am descoperit ce înseamnă munca în teatru, am descoperit ce înseamnă cât de important e și talentul, dar și munca. Un prieten de-al meu spunea că sunt alții mai talentați decât mine, dar eu am muncit mai mult ca să ajung la nivelul lor și poate am și depășit. E o meserie cumplit de grea, tu știi foarte bine. Nu este pentru oricine, din nefericire se apucă mai mulți decât e cazul de treaba asta. E un lucru fantastic să vezi. Știi că oricine cât are voie sacrificiu, să încerce. La propriu sacrificiu depun acești oameni, actorii. Și aici e onoare să lucrezi cu ei. Vorbește prea frumos și trebuie să-l opresc, că zic că nu te venim prea serioși. Așa, scuze. Chestia e că dacă te apuci de cântat nechemat, toată lumea aude. E, la actorie e un pic mai greu, pentru că mulți o să zică, băi, ce ciudat e, ce... Stai un pic, da, adică nu ai o unitate de măsură atât de precisă ca în muzică. În muzică te zgârie pe ureche, pe suflet, dacă ceva nu e ok. În teatru poți să păcălești până la un punct și atunci e greu. Sunt colegi de scenă care poate în sală par interesanți, dar tu nu le găsești ochii, să uite așa undeva în tâmpla ta. E greu. Da, e o meserie foarte dificilă. Și chiar cred că trebuie să ai și puțină chemare. Eu cred că orice s-ar întâmpla la un moment dat simți. La un moment dat simți. Cum ai spus tu, în poți timp, să păcălești până la un punct. Problema nu e că simțim noi colegii, problema e că simte publicul. Păi de asta zic, de public. Eu am fost colegă cu Gelu Colcean, cu Florin Zanfirescu, noi am avut privilegiu de a fi o generație extraordinară la rândul nostru și am avut colegi care în anul 2 sau 3 s-au retras. Și-au dat seama că nu asta doreau. Mare calitate. Au fost extrem de categorici, trei fete și un băiat. Însuși, domn profesor, domnul Colceag, a cochetat mult timp cu actoria și și-a dat seama că ceva îl împiedică să se exprime cum trebuie. Sau că e mai bun regizor. Da, 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 da. Avea o... Deși după el era... se cheamă bun simț artistic. În primul rând, Gelu era un actor excepțional. Dar cu siguranță ne știm de când aveam 17 ani și ceva. Marius, în ce joci și care sunt proiectele tale acum? Știu că joci în multe spectacole. Da, din păcate, spun din păcate pentru noi actorii, pentru public, nu sunt bani în cinema și atunci se fac foarte puține filme și cu un buget restrâns, astfel încât nu poți să faci o mega producție frumoasă. Și atunci, noi toți actorii trebuie să rămânem dedicați taliei, scenei, teatrului. Așa că sunt actor de teatru și am ca hobby cinemaul. Bine, joc și, în și 10 spectacole. Te-a sigur, sigur, m-a ajutat foarte mult. Complimentat multă vreme. M-a ajutat foarte mult. Televiziunea e foarte importantă. Oamenii din țară n-au cum să te cunoască. Câștigi un capital de simpatie. Acum când merg în țară și joc spectacole de teatru, am capitalul de simpatie pe care l-am câștigat în televiziune. Pentru cei care nu m-au văzut niciodată pe scenă. E foarte important. Intri pe scenă cu alta plombă, îi simți imediat că îți acordă atenție. Cum spuneam, joc teatru. Joc în 10 spectacole diferite, la 5 teatre diferite. Sunt foarte norocos și... pot să mai spun că sălile sunt pline. Asta e o veste excepțională. La unele dintre spectacole se epuizează biletele în jumătate de oră. Sunt foarte norocos până la a doua oară și dacă eu tratez cu respect publicul la care a cumpărat bilet și cum ne spune, ne-a învățat profesorul nostru Radu Gabriel și Gelu Colceag de asemenea, trebuie să justificăm metrul ăla care ne pune deasupra publicului. Dacă faci asta, deja ești și norocos, dar ești și fericit. Am să te citez cu siguranță. O să rețin și o nu să pun... Mea. Nu e a mea. O să te citesc pe tine care ai citat la rândul tău pe altceva. Leapșa, tot ai leapșa pe citate. Am preluat microfonul în portocaliu. Nu m-am gândit la despărțire. Dacă asta e hotărât și vei pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și uită-mă, sunt trecător prin viața ta.
e frumos, dar nu-mi prea place. Da, da, da. Iubirea mea nu-i frunză în vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi depăn clipele. Cadoul pe care ți-l oferim noi este acest balansoar. De oprit timpul. De oprit timpul, bravo! Bine că n-am plecat cu șifonierul după. Ar trebui să o rugăm să ne cânte ceva, pentru că ea n-a mai fost de mult la emisiune la noi și mie mi-a fost dor de ea. Da, mie. De Ioana. De tine. Și de tine. Și de tine. Vă voi v-am găsit întâmplător. Ce, întâmplător. Ce te-ai gândit să ne cânti? M-am gândit să vă cânt piesa pe care o promovăm acum. Este, face parte din campania pe care am făcut-o noi în luna mai. My Music se numește, în care am lansat câte o piesă în fiecare zi. Cu mari eforturi. A fost ceva, nu știu când s-a dus luna. Fiecare piesă a văzut un clip. N-am să vă spun mai multe, o să vă cânt. Minunat. Hai să vedem. Doamnelor și domnilor, Jay-Z Joe! Ce cântec frumos! Asta e piesa ta de care spuneai că e bunicică? Da.
E foarte bună. Nu cea de care vă povesteam mai devreme, nu e de pe coloana sonoră. Este piesa pe care o promovăm acum. Vai, dar ce frumoasă piesă. Bravo ție. Adică stai un pic să înțeleg, tu ai compus-o? N-am compus-o eu. Am avut doar bridge-ul, nu pot să-mi asum compoziția. Au compus-o Tea Miculescu și Șerban Cazan. Și cam atât. Ei doi sunt responsabili de partea muzicală și de text în proporție de 97%. Și ce e bridge-ul ăsta? Pe bune despre Șerban. Bridge ar fi o porțiune a piesei care face legătura între strofă și refren. E șeful nostru de producție, e prietenul meu de vreo mai mulți ani decât vreau să mă gândesc, dar anii au fost minunați. Ne-am cunoscut la Titus, la Școala Vedetelor. Și de atunci suntem prieteni. Ce bine, ce bine. Este unul dintre cei mai talentați, cel mai talentați muzicieni din România. Mă bucur mult. Subiectiv, obiectiv, nu mă interesează. Da, chiar. Cum era să zici că, băi, e bun, nu, acum nu... E bunuț. Să... Da, e frumos, dar nu-mi prea place. Da. E bun, dar nu prea. Ok, copii, eu propun să mergem mai departe, oricum rămâneți, vă rog, lângă mine. Este cunoscut faptul că Virgil Ianțu este una din persoanele publice foarte implicate în tot felul de campanii, de exemplu, ecologice, umanitare, de informare. Ultima sa implicare este într-o campanie care le privește direct pe doamne, pe femei. Cred că este o strategie foarte inteligentă și inspirată ca un bărbat să fie imaginea unei astfel de campanii. Așa încât o să ne povestească mai multe mentorul campaniei, care este o doamnă. E vorba de Beatrice Popovici Vâlcu. Să o invităm alături de noi. Bine ați venit, doamna Beatrice. Bine v-am găsit. Mă bucur bine să ați venit. Dacă vreți să luați loc aici, mulțumim frumos. Bine, bine ați venit. Bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Care este subiectul campaniei de care vă ocupați acum? O să fac eu o mică introducere, tot așa, pentru încălzire. Bea a avut o idee foarte, foarte bună de a lansa un site de informare. Există un program despre care foarte puține femei din România știu. Nici eu nu știam și uite că datorită acestei... Tu ca femeie nu știai. Eu ca femeie nu știam. Și datorită acestei campanii am aflat și eu că CNAS susține un program prin care femeile care au trecut printr-o operație de cancer la sân au acces la reconstrucție gratuită. Există acest program. Mai tare, gratuită. Nu este gratuită. Așadar, o femeie care trece în perioada asta sau a trecut printr-o operație, și acum 10 ani dacă a trecut, printr-o operație de cancer la sân, are actele necesare, are dovada, are tot ce-i trebuie, are dreptul la reconstrucție gratuită. Eștionvingătoare.ro este site-ul care oferă informații despre despre acest program. Și Beatrice, pentru că programul există, dar n-a fost accesat tocmai din lipsa de informare a oamenilor. Și Beatrice a făcut gestul ăsta extraordinar pentru noi toți, să readucă în prim plan și să facă cunoscut că există acest program. Da, ideea e următoarea, că eu ca și firmă reprezentantă pe piață sunt de foarte multă vreme. Partea estetică e partea estetică care merge foarte bine. Din păcate, în partea de reconstrucție, în ultima perioadă, să zicem, în ultimii 10 ani, am întâlnit foarte multe femei care au dorit să-și facă această reconstrucție și nu au putut. Nu au putut din cauza banilor, nu au putut că nu au știut că există posibilitatea ca ele să-și reconstruiască sânul. Și am zis că pacientele, femeile din România trebuie informate. Atunci, anul trecut, când a început această reconstrucție, deci această proteză gratuită în cadrul programului de reconstrucție mamară, am observat că în continuare foarte multe femei nu știau de existența acestui program. Și atunci m-am gândit, trebuie să fac ceva să informez pacientele din România. M-am gândit să fac un site în care orice femeie îl poate accesa, iar acolo să găsească informațiile de care are nevoie pentru a putea beneficia de această reconstrucție de sân în mod gratuit.
Reconstrucția de sân poate fi, așa cum a zis și Virgil, imediat, adică în timpul operației de mastectomie să se reconstruiască și sânul, sau întârziată, adică la un an, 2, 5, 10 ani după operație, pacienta poate să meargă la chirurgul plastician și să-și reconstruiască sânul. E un lucru fantastic, pentru că, și apropo de faptul că sunt bărbați și m-am implicat în această campanie, o femeie atunci când se operează, când are o problemă de genul ăsta, nu este singură. Iar un soț care este la fel de afectat, are niște copii, are părinți, prieteni. Toți trec prin teama că acea femeie nu va mai fi la fel, că nu va mai fi la fel de încrezătoare, că va fi afectată și la nivel psihic și așa mai departe. La fel suntem toți din jurul acestei femei și atunci e normal ca toți cei afectați să ne implicăm și să le arătăm femeilor din jurul nostru că pot fi poate și mai încrezătoare în ce urmează după, pot fi și mai frumoase, și mai pline de viață și iubitoare față de cei din jurul ei. Dacă îmi permiteți, e o picanterie, dar are atâta emoție în ea încât nu mă pot abține să n-o spun. N-am să folosesc nume, dar am să vă spun că e vorba de o mare actriță pe care toți o cunoaștem și o iubim. Am avut privilegiul să joc într-un spectacol alături de dumneai ei. Și exista o secvență în care eu trebuia să o apuc cu hotărâre de revere și să o dau afară. Și înainte de scena respectivă, regizorul a venit la mine, m-a luat deoparte și mi-a zis: te rog, fii atent, vezi cum faci manevra asta, pentru că tu nu știi, doamna vrea să se păstreze discreția, dar nu are un sân, este operată și așa mai departe. Și practic scena nu ieșea de aici încolo la repetiții, pentru că aveam o reținere tâmpită. Era frică să nu lovești. Și frică, și cumva m-a marcat vestea aflată așa brusc și totul a fost cumva greu de trecut peste. Firește, am trecut, am jucat spectacolul o dată, de două, de trei, de cinci. Într-o bună zi, colega noastră iubită chiar mi-a spus: dom'le, dar fii mai cu hotărâre, știu că ți-a zis regizorul că nu știu ce. Du-te, dom'le, că-ți spun eu, dacă nu fă-ți treaba cum trebuie. M-a încurajat. Trece vreun an, doi, jucăm. Și la un moment dat, la aplauze, între două scene, îmi șoptește la ureche: acu chiar poți să mă apuci că ai de ce. Da. N-avea cum să nu spun asta. Deci mi-a venit să și râd, m-au potidit și lacrimile. Următoarea scenă, nici nu știu cum am jucat-o. E o chestie atât de importantă, de reconstrucție interioară, de reîntoarcere. Și de reîntregire corporală. Din păcate sunt paciente între 20 de ani și 60 sau 70 de ani care au această boală necruțătoare, care am avut de fapt foarte multe paciente care au venit și mi-au zis: oare o să mai pot fi femeia? Și am zis: da, bineînțeles, dacă ai posibilitatea. Vorbesc despre situațiile când ele veneau și își achiziționau proteza de la mine necesară aceste reconstrucții. Bineînțeles, o să fii femeie din nou, o să ai un sân sau ambii sânii, o să ai la loc, acolo unde au fost dintotdeauna. E foarte important pentru tine să mergi mai departe, să găsești puterea să mergi mai departe. Întâmplător știu despre cine a povestit Vizante. Eu una nu știu, dar apreciez discreția. Da, foarte drăguță și foarte mulțumită de rezultatul final pe care l-a avut. Și asta spun, este foarte important pentru femei să poată să facă acest pas, trebuie să aibă curajul să meargă la doctor și să spună: vreau să fiu din nou femeie, vreau să am sânii cum i-am avut odată. Adică... Și, că ziceam de informare, foarte important controlul. La 6 luni, cel mult la un an, în special la femei. Eu, de exemplu, ca vorba lui, cum a zis, ca femeie, eu îmi fac analizele în fiecare an. În fiecare an trec pe la, și am început să mă duc cu copilul, mergem în familie să ne facem analize. E o regulă pe care trebuie să o respectăm, ca atunci când apare vreo problemă, Doamne păzește, să avem timp să reacționăm și să acționăm. Super! Virgil, eu am să te invit acum către scările de intrare în plato. Am să te iau de mânuță. Da.
Așa. Și ziceam că nu seamănă deloc. Pentru că avem niște surprize pentru tine. Nu te-am auzit ce ai spus. El comentează așa, să mai umple, să mai da, atmosfera. Așa, da. E foarte haios. Uite, noi avem pentru tine câteva cadouiașe, pentru că ai fost atât de drăguț și ne-ai oferit o ediție specială a emisiunii Opriți Timpul. Mulțumesc. Eu aș începe cu un tort oferit de cofetăriile Tip Top. Iată, coboară una din frumoasele noastre fete cu acest tort minunat pe care te rog să-l duci acasă. Da. Așa. Mulțumesc foarte mult, scumpa mea. Salut, mâna, mulțumesc foarte mult, scumpa. Scumpa. Așa. Tortul, zic. Da, cu adevărat, cadoul pe care ți-l oferim noi este acest balansoar. Poftim? De pierdut timpul. De stat seara și de legănat. De oprit timpul. De oprit timpul, bravo! Vrei să-l probez sau ne crezi că e foarte confortabil? Eu zic să-l probez acasă. E mai bine. Dar nu te superi dacă ți-l dăm fără fundă? Nu. Funda mea o pun mie. Așa. Cu această ocazie mulțumesc firmei Mobila Dalin pentru că la fiecare ediție oferă invitatului principal câte o piesă de mobilier, ceea ce nu este puțin lucru. Bine că n-am plecat cu șifonierul după. Așa. Doamnelor și domnilor, vreau să-l invit acum pe Virgil să ne mai interpreteze o piesă alături de Bucharest Jazz Orchestra. O piesă pe care o veți cunoaște, o veți recunoaște și o veți reasculta într-o variantă cu totul deosebită de cea originală. Dați-mi voie să nu vă spun mai mult pentru început. Nu spune mai mult. Eu vreau să mulțumesc pentru cadouri și pot să vă spun despre piesă că ținem foarte mult la ea. E un aranjament cu totul special, care nouă ne place foarte tare. Iar pe cel care cânta această piesă, cu toții îl iubim din inimă. Și îl vom iubi întotdeauna. O să aveți o surpriză plăcută. Virgil Ianțu și Bucharest Jazz Orchestra! Coborât ca pasărea rănită seara, întuneca încet, încet privirea mea. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Oare pentru ce, fără un cuvânt, pe un drum susă tu ai plecat? Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Eu simt de parte inima. Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Iubirea mea nu-i frânză în vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să îndepăm clipele. Nu m-am gândit la despărțire, iar dacă asta-i hotărât și vei pleca, eu să ai noroc și fericire. Și uită-mă, sunt trecător prin viața ta.
credeam mai mult în dragoste. Iubirea mea nu-i frunză în vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi depăc clipele. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Iar dacă asta e hotărât și vei pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și uită-mă, sunt trecător prin viața ta. Variantă splendidă, Virgil. Ne-am jucat frumos, zicem. Da, noi ce place frumos. Ne ținem mult la piesa asta și la varianta pe care am reușit să o facem. Sunt convinsă că de acolo din cer de nu zâmbește spătarul și spune bravo, băieți. Da, mulțumim. N-are cum să fie altfel. Domnilor și domnilor, v-am promis o ediție de colecție și v-am oferit-o alături de Virgil Ianțu, de Bucharest Jazz Orchestra. Vreau să aplaudați, sunt prietenii mei. Muzicieni extraordinari. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc tuturor invitaților lui Virgil și ai noștri care au avut timp și plăcere astăzi duminică să stea alături de noi. Le mulțumim tuturor pentru participare, pentru grijă. Virgil, ai tot respectul și admirația mea profesională. La fel, mulțumesc mult. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei ediții de colecție. Invit pe toți colegii mei să ne luăm la revedere. Poftiți alături de mine. Doamnelor și domnilor, vă dăm întâlnire duminica viitoare la ora 2 aici la Național TV. Doamne ajută, mulțumim încă o dată. Pe duminica viitoare să aveți o zi bună. V-am pupat. Ciao, mulțumim.